Înfrângere ruinoasă pentru Laura Codruca Kövesi, CSM a respins cererea de apărare într-un caz legat de Liviu Dragnea. Laura Codruca Kövesi suferă o nouă înfrângere ruinoasă chiar la CSM. După ce a cerut ca să fie aprat independent ca sistemului judiciar în ansamblul său într-un caz legat de Liviu Dragnea, CSM a decis, cu 11 voturi împotriv, ce solicitarea lui Kövesi nu are temei. Raportul Inspecției Judiciare numărul 8226/1731/2017 privind apărarea independenței sistemului judiciar. Soluție. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii formulate de doamna Laura Codruca Kövesi, procuror sublinierei al Direcției Naționale Anticorupție, de apărarea independenței sistemului judiciar în ansamblul său, cu privire la modul în care presa a reflectat informațiile devenite publice prin comunicatul de presă numărul .1056/8/3 din data de 13 noiembrie 2017 al Direcției Naționale Anticorupție. Majoritate, 3 voturi pentru admitere, 11 voturi pentru respingere, 2 voturi nule, se arată în soluția CSM. Concret, procurorul sublinierei Faldna, Laura Codruca Kövesi, a considerat ce modul în care presa a reflectat informațiile din comunicatul emis de către instituția pe care o conduce, referitor la declan sublinierea urmăririi penale fapt de liderul PSD, Liviu Dragnea, în dosarul Teldrum, a afectat independența sistemului judiciar. Potrivit unor surse din cadrul CSM, inspectorii au analizat mai multe articole sublinierei emisiuni în care au fost prezentate informațiile din comunicatul de presă menționat. Dna anunța, în 13 noiembrie 2017, oficial, că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional, abuzând serviciu sublinierei infracțiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea Teldrum în privința acordului de contracte. Faptele ar fi fost comise în perioada în care era presubliniere dinte al Consiliului Județean Teleorman. Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, presubliniere dinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează sublinierei în prezent sublinierei din care au făcut sublinierei fac parte funcționaria instituțiilor din administrația public sublinierei persoane din mediul de afaceri. Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele financate din fonduri publice, naționale sublinierei europene, prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, sepelarea banilor sublinierei folosirea de informații ce nu sunt destinate publicit ci ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, au transmis procurorii, la acea vreme, printr-un comunicat de presă.